Bună ziua, bine ați venit! În data de 29 martie 2014, persoana 106 ani, la nașterea copilului Caracalean, Virgil Carianopoli. Pentru această ocazie, am considerat că este bine să aducem în atenția publicului, mai ales a tinerilor, unele dintre cele mai frumoase poezii ale poetului. Pentru început, o să începem cu poeziile recitate de elevii din Colegiul Național din Zasa. Bună ziua, mă numesc Claudia Cosmina și sunt eleva Colegiului Național din Zasa. Și astăzi o să vă recităm câteva poezii de Virgil Carianopoli. Primăvara de Virgil Carianopoli. Din somnul lor, în noapte întunecoasă, de un stat de foarte de frumos, se reîntorc clipezile acasă, în ochii împărite până jos. E primăvară, iarăși primăvară. Pe fiecare margine în locaș, îți scoți strămoși și degetele afară, de ghiocei, de crin, de toporaș. Se simte iarăși mirosul câmpiei, nu am încă soare de poșa, la cunte cu un alt al ciocăriei, ies roatele cu capetele afară. Aruncă ziua peste tot cu curării, cu podii cuci iar un împărit, se bat cu gâtul păsării în sări și glasul își dau la scuțit. Bună ziua! Dați-mi voie să mă prezint, sunt Radu Carciuciu și astăzi voi recita poezia Contraste. Sunt bucurii care întristează, sunt întristări ce fericesc, sunt zile fără de lumină și nopți adânci ce strălucesc. Sunt adevăruri ce doboară și sunt minciuni care ridică. Sunt împărați atotputernici, dar care tremură de frică. Sunt vieți ce au strălucit în viață, dar când s-au stins, parcă n-au fost. Palate care nu pot ține cât o cocioabă adăpost. Sunt oameni albi din afară, dar negri în adâncul lor, și negri în afară negri, dar negri un alb strălucitor. Sunt dulciuri ce amărăsc ca fiera, dar și amarul ce îndulcesc. Sunt nedreptăți care îndreaptă, dreptăți care nedreptățesc. Sunt multe contradicții, multe. Sunt uri adânci ce n-ați iubit. Sunt suflete ce aduc lumină și fericiri, nefericiri. Mă numesc Bunica Arina, iar poezia mea se numește Popor Românesc. Ca o câmpie, oglindind întinsul, cu păsări care stau pe crești cântând. Privind un lung, aduce în el destinsul, din depărtare, vremul luminând. Împestrițat, cu crin și lămâniță, cu albăstrele și cu mazi duroși, viu flori de liliac și lămâniță, te fac să te apreci, să le miroși. Pus în perete, lângă pat, în casă, te întinzi sub calea margi de cupie, îi simt răcoarea dulce de mătasă și parcă vântul simți cum te adie. Lucrat adânc din lână și culoare, cu înseminări și arburi verde-verde, odihna lui te învie la răsare și la un somn pe pașii de adunier. Iar când înseară luna cu lumină, lovește în el cu razele de jiș, un greier sare, crede că-i grădină și cântă de acolo pe curiș. Și o să vă zic poezia la o fotografie. Mult privind fotografia în care chipul stă cuprins și de pe care întregia nicio lumină nu a descris. Ești tot așa, ca altădată, precum erai și te-am văzut. Era veșnic apărată, la tine timpul n-a intrat. Prin marginile ei de piață, care dor să te veșnui, chiar dacă ar fi vrut să te lovească, dușmanul n-a putut lovi. Privezi la tine, cea de afară, ce nici o rău nu te-ai vrut, și peste care timpul fiară, toate fiarele au trecut. De-ar fi să te găsesc acum, după portret, și te-aș ști, ai răscolit întreaga lume și nu te-aș putea găsi. Necăjit ai fost, mamă, iarna, vara, orice anotim trecând. Când era de fric sau de căldură, tot disculță te-am văzut în plân. N-ai purtat o haină mai ca lumea, o scurtei că veche doar aveai, dar și pe aceea totdeauna doar de sărbătoră de mâncătai. Tu așa ai făcut de cânt și minte, pe picioare ai mers la drum, mereu,
Incicare-mi de stai de teamă, boilor să nu le fie greu. Ce păcat că ne-ai trăit măicuță, te-ai plecat fără de timp în lor, ce pantofi ți-aș fi adus acum și ce haine mi-ai fi avut. Considerat că informațiile despre viața și opera lui care am fost importantă pentru a înțelege poezia, am să o rog pe colega noastră, doamna Lucia Maria, să caracterizeze pe Carianopol pe scurt în acest sens. Virgil Carianopol s-a născut la 29 martie 1908 în orașul Caraga, județul Romanaț, Ascoli. Clasele primare le-a frecventat în orașul natal între anii 1916-1920. După 2 ani la liceul Ionita San din Caracal, urmează școala militară de artificieri din București. Între anii 1934-1938 urmează ca student cursurile facultății de litere și filosofie din București. Virgil Carianopol a intrat în literatură în anii 30, când debutanții aveau de ales între turbulența juvenilă a avantgardei și patriarhalismul așezat al unui tradiționalism nu incompatibil cu ironia și destructivitatea. Poeziile sale despre țărani și peisajul rustic au avut de câștigat din această trecere prin suprarealism. Întreaga creație a lui Virgil Carianopol are un singur personaj, el însuși. Asta nu pentru că ar fi un egoist orgolios, ci pentru că unicul sprijin al poetului în propria existență este Virgil Carianopol. Volumul din anul 1933 se intitulează chiar Virgil Carianopol, nu este o provocare suprarealistă. Pe tot parcursul existenței lirice, acest însingurat, chiar și printre prieteni, se caută pe sine, se luptă cu el însuși, caută să acorde între ele două ființe care se lășluiesc în conștiința sa. Dedublarea se manifestă în toate volumele. Virgil Carianopol este un poet care nu este nici suprarealist convins, nici tradiționalist cu minte. Singur cu revolta mea scăpând geamurile este doar una din ipostaze. Tânărul căruia liniștea îi crește, pe frunte ca un mușchi, multora le-a părut un melancolic gânduit de nostalgie și un gând omelopee, dar poezia lui este și strigăt, și plâns, și interogație, iar el însuși un suflet neliniștit, gornit de neodihnă în deșerturile tristeții. Deși a copilărit la țară, în casa bunicilor săi, de pe malul Oltului din Izbiceni, cu nostalgie agresată de loc idilice, totuși Virgil Carianopol aparține și nu aparține acestui spațiu. Exegeții au citat din carte pentru domnițe acel cântec nostalgic despre o Oltenie de zbasc sau de balad. Pentru el lumea satului este un spațiu metafizic, o proiecție a celor mai curate aspirații de identificare cu acel tărâm de doi necărunte și nopți ce aprind stele focului munte. Unde visul devine stare de spirit, transfigurarea lumilor nerosite, poate de aceea inventarul său de imagini rustice nu e neapărat revelator. Privindu-i și ascultându-i pe țărani, autorul scării la cer nu-i idealizează, nu-i disprețuiește, dar cu fiecare fibra ființei lui simte că nu mai există drumul înapoi. Aș vrea să mă duc și eu cu ei, rămân să mă roadă tot neliniștea de peste oraș. Poezia acestui melancolic este plină de împotriviri și elan frunte, de îndoieli și de o nevoie dramatică de altceva. Ar dori o dignă, nu-și găsește locul, nu-și înțelege identitatea, se simte singur și străin pretutindeni. Între afirmare și negare, perpetua căutarea lui Dumnezeu se conturează ca o permanență a universului liric, aspiră către înalt în tentația sa de a depăși contingentul și de a se ridica spre puritatea imaterială a lumii spiritului. Totuși, tu ești toamna mea tristă, tu ești trecerea mea prin viață. Nu eu văd, Doamne, soarele strălucind, ci tu îl privești în mine în fiecare dimineață. Poezia rămâne și acum ca de altfel întotdeauna singura și marea sa iubire, visul de o viață, iar ei îi adresează în volumul cântec la plecarea verii, o scrisoare târzie. M-ai tresat și astăzi ca o dinioară, deși știu că nu ești și nu pot să vin. M-au mins ieri de-a mi-au plecat din suflet stolul mari de gânduri și de bucurii. E târziu, e noapte, când îți scriu scrisoarea. Toamna pe afară umblă pas cu pas, vântul bate, bate fără contenire, dărâmând în mine tot ce-a mai rămas. Cortina cade, actorul se retrage în umbră fără gesturi mari și fără zgomot. Luminile se sting, aventura s-a încheiat. Visul, visătorul de minuni lasă în urmă
căutare, contradicții, confesiune care s-ar putea numi cântec despre mine însumi, ai doma cu cel al lui Walt Whitman. Toate acestea însă au devenit acum amintiri. Poetul a murit în anul 1984, se odihnește în cimitirul Berlin, continuă să trăiască cu poezia lui caldă, frumoasă și sugestivă. Noi avem datoria să nu uităm, să iubim și să ne-l amintim mereu. Îi invităm acum și pe elevii Colegiului Tehnic Matei Basaran să ne mai recite câteva poezii din creația lui Gicaria. Bună ziua, mă numesc Crețezul Codunțam și sunt de la Colegiul Tehnic Matei Basaran. Îmi să recit o poezie scrisă de Gicaria Nu. Cântec pentru mamă. Tare mică și te-ai fost mamă, iar, var, orice timp trecând, cât era de frig sau de căldură, tot desculță te-am văzut. N-ai purtat o haină mai ca lumea, o scurteică vechi doar aveai, dar și pe aceea totdeauna doar de sărbători o mâncai. Tot așa ai fost de când țin minte, pe picioare mers la drum mereu, nici în carne te zuiai de teamă, boilor să nu le fie greu. Ce păcat că n-ai trăit, măicuță, că ai plecat fără de timp în lume, ce pantofi ți-aș fi adus acum și ce haine ai de primit. Mulțumesc, Tatăl Andreea, și sunt de la Colegiul Tehnic Matei Basaran. Voi recita poezia Primăvară. Din somnul lor de noapte întunecoasă, de unde au stat departe de frumos, se reîntorc livezile acasă, în rochi înflorate până jos. E primăvară, iarăși primăvară, de fiecare mare de băgaș, își scot strămoșii degetele afară, de ghiocei, de plin de toporaș. Se simte iarăși mirosul tulbiei, din nou aruncă soarele pe jarul, la cântecul înalt al geburiei, izroadele cu capetele afară. Aruncă ziua peste tot cu vrăbii, în codrii cu ciara au revenit, se bat cu cântul păsările în săbii. E primăvară, iarăși primăvară. De fiecare margine de băgaș, a scos rămâșii degetele afară, de ghiocei, de plinie, de părași. Bună ziua, mă numesc Lidia Rezan și sunt de la Colegiul Tehnic Matei Basaran și vă voi recita poezia pe care spre sărmânii cunoscut de Gicaria Nu. Mă deschipesc de lumea voastră, de tot ce este îndăratul meu, de umbrele cu care întotdeauna am colindat în închisări mereu. Plec într-o lume nouă, undeva departe, peste mări spre nesfârșit. Nu știu nici eu unde mă îndeamnă destinul care mi-a fost hărăzit. Acolo va fi altfel, mai mult soare. Domnițe albe mi-o întinde mâna și noaptea caldă, parfumată, va răsări mai zâmbitoare luna. Corabia, cu pânzele întinse, cu pieptul alb străluminat deschis, despică apele albastre, zboară în depărtare spre un cer de vis. Adio, mamă, rămas bun, prieten. Mi-e strânsă inima, durerată, că n-am puterea să vă iau cu mine, dar tot am să vă chem odată. Bună ziua, mă numesc Gabriela Mincă, sunt eleva Colegiului Tehnic Matei Basaran și vă voi interpreta poezia la fotografie. Mă uit privind fotografia în care chipul stă cuprins și de pe care vitregia nicio lumină n-a desprins. Ești tot așa ca altă dată, precum erai și te-am visat. De ramă veche apărată, la tine timpul n-a intrat. Pe marginile ei de piatră, cu care târs te împrejmui, chiar de-ar fi vrut să te lovească, dușmanul n-a putut lovi. Privesc la tine cea de-afară, ce nicio ramă nu te-ai vrut, și de pe care timpul fiară, că toate fiarele în trecut. Dar fi să te găsesc acum, după portret și nu te-aș ști, aș răscoli întreaga lume și nu te-aș mai putea găsi. Bună ziua, sunt Mitre Nela, sunt elevă la Colegiul Tehnic Matei Basaran și am să mă recit poezia de viață. Mi-a putut în poartă fericirea și intrând în curte m-a strigat. Eram dus alături cu iubirea, a închis poarta iute și a plecat. Mi-a bătut de asemenea bucuria, a intrat, a stat sub pomii lui,
N-a văzut pe nimeni să-i vorbească și a plecat grăbită înapoi. Într-o seară lumină pe stradă, mi-a bătut și steaua mea de strâng. Tot așa eram plecat aproape și a strâns fusta mână și s-a dus. Mi-a bătut în poartă și în casă. Eram dus de poartă, cine știe. S-a întins pe piciorul de la ușă și m-a așteptat până am venit. Eu mă numesc Nadia Candler și am solicit poezia Cântec de Liniște Două. Dormi, scumpa mea, și nu putem. Nu-i nimeni, nimeni mai bun. Parfumul doar de crizanteme te-am îngriat și te-a trezit. Sunt ușile de mult închise, perdelele le-am tras de-a rând. N-am mai lăsat între deschise decât ferestrele la tine. Nu trebuie să rii, nimic la pas. Nu încearcă nimeni la urmă. Nu calcă nimeni prin casă. Sunt orele care se duc. Nu te implica, e noaptea clară, iar stelele au ieșit din lume. Nu urmă nimeni pe afară, trec frunzele grădinile lor. Bună ziua, mă numesc Mâță Victorița și am să vă recit poezia Cânt. Când vrei să vezi din timpul ce desparte și nu mai poți străbate de desiși, închide ochii și ai să vezi de departe ce nu poți vedea cu ochii deschiși. Când vrei să fii de depărtări aproape și nu mai poți, oricât ți-ar fi de greu, te depărtează și mai mult de toate, căci depărtarea apropie mereu. Bună ziua, mă numesc Niculescu Călenita Violeta și am să recit poezia Flăcări. Sunt flacără, sunt jar, sunt pară, merg printre oameni luminând, sunt ca o stea ce strălucește, dar nimeni nu mă vedea zâmb. Ard ca un codru ce nu piere, sub flăcările ce-l încing, un codru care arde într-una, dar flăcările nu-l ating. Și ard, și ard, așa de-a rândul, ca mii și mii de stele, îi luminez pe cei din preajmă, arzându-mi visurile mele. Știu, se va stinge crud odată, această flacără stind ard, dar îmi pare rău că se va stinge, fiindcă trăiesc numai cât ard. Urmează In Memoriam Virgil Carianopol, material pregătit de doamna profesor Irina Onescu, de la Colegiul Tehnic Marii Pasăra. Mulțumesc mai întâi copii că ați învățat atâtea poezii și l-ați omagiat astfel de poetul nostru Carianopolian. Și mulțumesc pentru invitație bibliotecii. Este un moment frumos și pentru noi. După cum vedem, să stau deoparte ca să privesc eu de Virgil Carianopol, unul dintre poeții caracaleni, care într-o zi ca aceasta de 29 martie, în 1908, se naște pe plaiurile noastre caracalene. Deci avem mândria nu numai de a fi în această bibliotecă ce-i poartă numele în onoare, avem de asemenea mândria de a avea și o stradă în oraș care se cheamă chiar Virgil Carianopol. Poetul a fost cunoscut și sub numele de Virgil Călugăru, care este mai mult sau mai întâmplător, sau poate întâmplător, mai mult sau mai puțin, un pseudonim. A avut o viață tumultoasă. Ce trebuie să ținem minte și este și frumos, este că se înrudește prin sânge, este strănepot de-al lui Iancu Jianu, deci nu întâmplător a debutat sub semnul avantgardei, care știm că a fost un curent de frontă, un curent de vârf, deschizător de drumuri. Întâmplările însă care l-au apropiat de poezie, a mărturisit chiar el, au fost nefericite. În timpul războiului mondial, mama lui a fost obligată să se claustreze câteva ore din noapte reci, într-o pădure. A murit în condițiile acestea nefericite, iar pe poet evenimentul acesta l-a marcat. Ați și văzut, cred că nu întâmplător, elevii au ales poezia numită Cântec pentru mama de două ori. Asta ca o dovadă probabil și a faptului că au fost dintre cele mai frumoase versuri, dintre cele mai pătimașe acelea. Tare necăjită, ai fost mamă iarna, vara, orice timp trecut, cât era de frig sau de căldură, tot destul să spune te-am văzut umblând. Ce a fost special la poetul Carianopol este că a trecut la tradițional
El, trăind pe meleag oltenesc, are ultimele două volume numite chiar Cântece oltenești și Cântece românești, a povestit în mărturisirile lui cum că a crescut pe plaiuri oltenești, a purtat ia tradițională, a fost încins cu bete tricolore, spunea că mama îi cususe fețele de pernă care parcă erau impregnate de miros, de Dunăre, de Olt, de Jiu. Deci a pus această poezie cu iz regional ca o pecete a stilului lui. Tradiționalismul însă a mirat prin faptul că a intervenit după perioada în care a debutat la revista 1, revistă cu un cunoscut program avangardist și apoi suprarealist. Mai este de spus că, așa ca mulți alți scriitori români, a făcut închisoare politică. La Iud a stat la perifrava 7 ani, care au însemnat și o sfârșire a viselor lui și a multor idei poetice. Și de aceea este de înțeles de ce multe dintre volumele lui au și titluri și tonuri elegiace. Este apoi un volum numit Un ocean, o frunte în exil, care amintește de această experiență tragică a detenției. Detenție cât se poate de injust, așa cum au suferit și alții mari poeți. Știm, de exemplu, cum după primul război mondial, Tudor Arghezi face închisoare la Cernica, tot din motive injuste, nedrepte, politice, da? Un mare gazetar fiind Arghezi, în timpul primului război mondial, colaborează la presa vremii, însă e învinuit în mod absurd de colaborare, de colaboraționism cu Germania. Un lucru extrem de absurd. Asta îi se întâmplă la altă scară și poetului nostru concitadin. Adică frecventează un cenaclul literar al Virginiei Șeicaru, care este soră cu un mare gazetar al vremii, Pamfil Șeicaru, iar acesta este un motiv de a fi închis. Este de reținut tonul, spuneam, puternic regional, care ar trebui să ne facă mare bucurie, da? Ton pe care l-a prins frumos, foarte frumos în muzică, maestrul Tudor Gheorghe, pe care l-ați auzit mereu pe fundal la ideea doamnelor bibliotecare. Deci sunt câteva cântece pe muzica maestrului Tudor Gheorghe care încearcă să reabiliteze acest folclor, această poezie frumoasă. Nu întâmplător a pornit zilele trecute, ca să știți, dintr-un turneu în Izbiceni de promovare a limbii române. A spus că va face acest turneu pornit din Izbiceni și va trece apoi în 20 de orașe de provincie în care nu s-au întâmplat de mulți ani de zile evenimente culturale adevărate. Asta în scopul de a promova limba română și frumusețea folclorului și mai ales de a reabilita, spune maestru, pe copiii care au luat, din păcate, note așa de mici la simulare și care pot vedea și pe muzică, pot vedea frumusețea limbii române. O să închei spunând că în 1984 moare și îi se face onoare, așa cum ar fi trebuit să fie înmormântat un mare cimitir celebru al valorilor românești, cimitirul Belu. Este frumos că astăzi se sărbătoresc 100, se aniversează 106 ani de la nașterea acestui poet. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim, doamne profesoare, pentru aceste informații prețioase, mai ales pentru elevi. Și în cea de-a treia parte a recitalului intitulat Fragmente, îi ascultăm și pe elevii Colegiului Agricol Dimitrie Petrescu. Bună ziua, mă numesc Carola Alisa de la Colegiul Agricol Dimitrie Petrescu și am să vă prezint poezia Însemnare. Este adevărat, eu nu sunt cel așteptat, eu nu iau munții în spate să mă duc cu ei în singurătate. Nu am timp, ani să număr, nu pun secerea lumii pe umăr. Eu nu iau soarele în mâini, nu arunc ce
colegi la câini. Eu trec prin viață ca printr-o zi cu ceață, tinerețea mea e o stradă pe care se topesc oameni de zăpadă. Eu nu aplec sferele, să caut în părul nopții stelele, nu sunt făuritorul de pâini, nu adun dorile în mâini. Eu nu sunt profetul care să moară pe cruce, nu am ce să spun, nu am unde mă duce. Dar sufletul acesta cu șerpii cu tubeului în plete, sufletul acesta chinuit de sete, sufletul acesta care așteaptă drept cât o piturice în piept, sufletul acesta aduce sare și pâine pentru toți uriașii de mâine. La colegiul Agricol Dumitre Petrescu am să vă recit o poezie din viață. Mi-am bătut în poartă fericirea și intrând în curte mastigat, eram dus alături cu iubirea, am închis poarta iute și a plecat. Mi-a bătut de asemenea în bucuria, a intrat asta sub pomii boi, n-a văzut pe nimeni să-i vorbească și a plecat grăbit înapoi. Într-o seară, lupinând pe stradă, mi-a bătut și steaua mea de sus, tot așa, eram plecat aproape și a stâns în pusta lună și s-a dus. Mi-a bătut în poartă și de calduri, eram dus departe liniștit, s-a stins cățolul de la ușă și am așteptat când am venit. Bună ziua, sunt Andrean Constantin Viorel, elev al colegiului Dimitrie Petrescu. Și am să vă recit poezia despre mine. N-am dorit nimic întotdeauna, n-am cerut chiar de aveam drept să cer, n-am răvnit decât un strop de lună din lumina toată de pe cer. N-am lovit zbătându-mă vreodată să-mi fac loc spre glorie alergând, n-am călcat pe visuri niciodată ca să ajung în slavă mai curând. N-am împins pe nimeni la o parte, n-am voit împiedicând să sui, sau rămână visul mai aproape, n-am zidit la temelia lui. Am trecut prin toate ca oricare, am iertat pe cei ce m-au lovit, am cântat că fără tâmpul soare, până azi de mult aș fi murit. Bună ziua, mă numesc Dumnezeu Amaru Ștefan, eleva colegiului Anestor din Petrescu și am să vă recit poezia Flăcă de Lucet Cașmană. Sunt flac de răsunjar sub vară, merg între oameni lumină, sunt ca o stea ce strălucește, dar nimeni nu-mi vede arzând. Arca un botul ce îmi piere, sub flăcările ce lungim, un botul care am într-una, dar flăcările nu atât. Și arc și arc așa de-a rândul, ca nici unui de stele, îi luminez pe cei din preajmă, arzând în visurile mele. Știu, se va stinge cu odată această flacără stinda, dar pare rău că se va stinge, din rădrez mai mâna. Intitulat Fragmente, interpretat de cel care am avut. Vă mulțumim pentru participare, mulțumim cadrelor didactice ai elevilor. Sperăm că ați căpătat astăzi mult mai multe informații despre cine a fost Lucil Calianopol. Vă invităm să vă apropiați și de expoziția de cadre. Este o expoziție permanentă pe care noi o găzduim aici în bibliotecă. Și vă așteptăm și cu alte ocazii, vă invităm să mergeți și în secțiile de împrumut, să împrumutați cărți, să mai citiți, pentru că publica Ianopol are o creație mult mai mare decât am putut noi să realizăm astăzi. Și vă mulțumim și presei, vă așteptăm și cu alte ocazii. Mulțumim.